intrați pe poarta cea strâmtă, pentru că largă este poarta, lată este calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce intră pe ea. Dar strâmtă este poarta, îngustă este calea care duce la viață și puțini sunt cei ce o găsesc. Eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Te rog, Doamne, să-mi dăruiești mie o viață nouă. Eliberează-mă de tot ce este rău și murdar în viața mea. Și te rog, Doamne Iisuse, să-mi dăruiești mie viață veșnică. Intră în viața mea din momentul acesta și îți mulțumesc că singurul care poate da fericirea și poate schimba viața ești Tu, Doamne Iisuse. Îți mulțumesc, Tată din ceruri, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Sfânt. Amin. Fiule, iertate-ți sunt păcatele.